Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Desenez și Colorez. Eu sunt Albert și astăzi vreau să desenez la sugestiile voastre încă un personaj foarte îndrăgit de voi în costumație de Halloween și anume pe Mickey Mouse îmbrăcat într-un dovleac de Halloween. Sper să vă placă, nu uitați în caz de n-ați făcut-o să apăsați butonașul de like, să adunăm acolo cât de multe like-uri pentru acest clip. Mă bucur foarte mult când primesc susținerea voastră. Dacă vreți să mă urmăriți, să vă abonați, să apăsați clonțopelul de notificări ca să vă anunțe YouTube-ul când postez ceva nou, iar dacă vreți să îmi scrieți ceva, o puteți face în comentariile de mai jos, dacă vreți să îmi lăsați vreun mesaj sau vreo sugestie pentru vreun clip viitor. Așa. Mai întâi vreau să vă spun de ce aveți nevoie minimorum ca să desenați. Aveți nevoie de un sketchbook sau de o coloană de hârtie, dar de preferat un sketchbook, un creionaș, de preferat HB și o gumă de șters. Nu trebuie să aveți mai mult decât aceste trei chestii care le-am numărat mai sus și puteți începe să desenați și puteți învăța să desenați foarte ușor și foarte simplu și foarte rapid, doar cu aceste trei ustensile. Deci să nu vă aud și să nu, nici voi să nu vă spuneți că frate nu pot să învăț să desenez pentru că n-am bani să-mi cumpăr linere și markere și chestii, nu vă trebuie. Ca pentru început, ca să învățați, vă trebuie doar un creionaș, o gumă de șters și un sketchbook. Așa. Modul în care eu v-aș sugera să învățați să desenați este să desenați în fiecare zi, dacă puteți, un sfert de oră, 20 minute, să puneți acolo data într-o pagină pe sketchbook și să desenați. Astăzi pe Mickey Mouse, mâine pe Pikachu, pui mine o floare, răspui mine un copăcel. Cu creionul doar atât. Cât de bine să lucrați la el, un sfertul ăla de oră care vreți să desenați și apoi mâine răspui mine altceva și o să vedeți că de la zi la zi o să te faci din ce în ce mai buni. Așa. Trecând peste asta, haideți să începem mai întâi cu Mickey Mouse-ul nostru. Începem la fel cu schița, cum vă sugerez întotdeauna. Am făcut mai întâi forma dovlecelului, costumației lui. I-am făcut partea aceea de sub cap, care este practic partea verde a dovleacului. Apoi fața, îi facem o căciuliță în cap, capacul de la dovleac. Vedeți, îi fac urechea cât mai multe linii mâzgălite, pentru că încă nu vreau să-mi exact cât de mare să-i fac urechea. Și pur și simplu trasez linii peste linii și când sunt mai mulțumit cum arată, mai șterg un pic, mai rectific, retușez. Asta este schița, este o retușare permanentă a întregului desen. Acum o să-i fac mâna care ține pălăria cu ea și tot la fel, vedeți, este un proces de încercare și eroare. Desenez, îi fac un deget, îi fac două degete, dacă nu-mi convin cum ies și nu-mi plac cum ies, mai șterg la ele, mai retușez un pic, mai desenez un pic la ele, până când sunt mulțumit cum arată. Când sunt mulțumit cum arată, doar atunci trec mai departe. Este un proces care necesită să aveți răbdare, dar este ceva ce oricine poate face. După ce facem schița, ce o să mai folosesc eu o să fie un liner pentru a face conturul și markere și creioane pentru a colora. Dar v-am spus, dacă nu aveți markere și linere, nu vă trebuie decât un creionaș ca să începeți să desenați și să desenați chestii faine. O să mă apresc aici din vorbit pentru că am spus ce vreau să spun. O să vă urez în continuare să aveți o toamnă și un Halloween minunat, spor la desenat și vizionare plăcută! Perfect.